Șoferița teribilistă de 34 de ani, care lunea trecută a provocat unul dintre cele mai grave accidente rutiere de pe străzile Chișinăului, rămâne în continuare în stare gravă la spital, iar starea ei de sănătate este neschimbată. Potrivit medicilor de la Spitalul de Urgență din capitală, femeia nu prezintă semne de îmbunătățire asupra sănătății, ea având peste 30 de diagnoze medicale, iar niciun organ nu a scăpat fără traumatisme. Ce ține de cele 20 de victime transportate inițial la spital, doar 6 au mai rămas internate, starea lor de sănătate fiind însă una stabilă. Amintim că în urma accidentului de la Buiucani, produs la începutul săptămânii trecute, un bărbat de 33 de ani și-a pierdut viața pe loc, iar 20 de persoane au fost traumatizate. Șoferița, care se afla la volanul Porsche-ului, era în stare avansată de ebrietate. În momentul impactului cu troleibuzul, aceasta circula cu peste 130 de km la oră.